Săptămâna spar serverele Agenției Spațiale Europene, TeamCode, așa cum îi e porecla, nu s-a mulțumit doar să intre în rețeaua securizată. Hackerul a și publicat o listă de utilizatori ai bazei de date cu adrese de e-mail și parolele lor. Românul nu a dezvăluit însă și metoda folosită pentru a sparge serverele. TeamCode a anunțat însă că le-a trimis celor de la Agenția Spațială Europeană un e-mail cu tot ce a făcut. Hackerul ar fi spart serverele ESA cu ocazia aniversării evenimentelor din 17 aprilie 1970, când echipajul de pe Apollo 13 s-a întors acasă în siguranță, deși nu a reușit să aselenizeze.